Dumnezeu a trimis permanent lumină familiei omenești, cu scopul precis de a forma un popor prin care scopurile și caracterul guvernării sale să fie cunoscute tuturor. Voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. A fost permanent privilegiul și destinul înalt așezat la picioarele unor oameni foarte onorați de Dumnezeu. Dar ei mereu au disprețuit chemarea aceasta, cu consecințele dezastruoase pe care le observăm. În 1844, printr-o bogată revărsare de lumină asupra adevărului sacru, Dumnezeu a intenționat să formeze din nou un popor prin care frumusețea neprihănirii să fie expusă în fața națiunilor. Ei trebuiau să devină continuarea întrupării lui Hristos, prin înțelegerea și acceptarea scopului etern al lui Dumnezeu. Deveneau astfel un experiment public al tainei Evlaviei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Slava aceea, pierdută în Eden, revenea în temple vii, prin unirea dintre divin și uman. Acesta era destinul marii mișcări advente, ridicată de Dumnezeu în 1844. Dar și ei au eșuat în această glorioasă misiune. S-au întors unul după altul la adevărurile începătoare ale protestantismului apostaziat, devenind astfel doar o altă biserică ce poartă numele lui Hristos, dar mănâncă pâinea ei și se îmbracă cu hainele ei, așa cum spunea Isaia cu mii de ani în urmă. În aceste zile, Dumnezeu dorește să scoată de sub dărâmături marea mișcare adventă și să o ducă la destinul ei final. De aceea, considerăm că a sosit timpul să reexaminăm prețioasele raze de lumină aflate în scrierile oamenilor credincioși ai tuturor secolelor. Ca o mărturie că adevărul sanctuarului a fost mereu cu noi, dar nu l-am băgat în seamă. În acest prim episod, vom face o scurtă trecere în revistă a cauzelor care au produs actuala situație de pe planeta noastră și soluția oferită de cer, sămânța femeii. Când a fost creat Adam, Universul se afla deja în război. Marea controversă era în desfășurare, polarizând vasta creația lui Dumnezeu. Avem informații despre motivele, obiecțiunile, revendicările care au dus la revolta împotriva lui Dumnezeu? Avem informații despre ce s-a întâmplat în cer, e adevărat sumare, dar suficient ca să ne facem o idee despre ce s-a întâmplat și care sunt problemele. Dumnezeu nu a lăsat familia umană în besnă, în legătură cu ceea ce se întâmplă în familia lui universală. Pentru că deciziile pe care trebuie să le iau oamenii sunt legate de disputele din această mare controversă. Și De aceea este absolut necesar să înțelegem cum a început totul, ca să știm cum se poate încheia totul. Cum se poate rezolva ceea ce s-a întâmplat greșit și nepotrivit în vasta familia lui Dumnezeu. Obiecțiunile și revendicările au fost legate de maniera în care Dumnezeu creează și susține ființele inteligente. Aici a fost bătălia. Nu au avut alte nemulțumiri. Totul funcționa perfect. Erau conectați la sursa vieții, care aducea în același timp viață fără moarte, fericire, neprihănire, prosperitate, înțelegere între ființele create armonie desăvârșită bazată pe principiul dragostei dezinteresate. Adică toți slujeau acolo pentru binele celorlalți, toți participau la bunul mers al societății ca să fie bine celuilalt. Nimeni nu era interesat de binele lui, de interesul lui, de uh, viziunile și proiectele lui. Uh, toți erau interesați ca ceilalți să aibă o platformă de uh, prosperitate, fericire și pace uh, neatinsă de nimic. Și într-o astfel de societate înfloresc toate ideile bune, toate conceptele corecte, toate proiectele se desfășoară fără niciun fel de problemă. Cel care a început rebeliunea în cer este probabil prima ființă creată de Dumnezeu. Nu știm precis dacă au fost și alții înainte sau nu bănuim că el a fost primul, pentru că el a ocupat și cea mai importantă poziție în această guvernare a lui Dumnezeu. Descrierea profetică este aceasta că stăteai în mijlocul pietrelor scânteietoare și sigilai de săvârșirea. Asta nu era orice acolo. De asemenea, știm că toți îngerii îl onorau și îl stimau pentru capacitățile excepționale, pentru efortul depus, pentru că în cer ierarhia este aceasta. Cei care slujesc cel mai mult sunt cei mai importanți, nu invers. Acolo, nu cei mari sunt slujiți de cei mici, este de întoară. Și el avea această poziție extraordinară în mijlocul guvernării divine, sigilând de Ce înseamnă asta acum doar putem specula. Dar odată o să vedem. Ce a însemnat și ce importantă și delicată a fost în același timp poziția lui acolo, în mijlocul pietrelor scânteitoare. Adică, în mijlocul mecanismului care e, susținea guvernarea divină în tot Universul lui Dumnezeu. Și prima obiecțiune a acestui heruvim, acestui luceafăr de dimineață, devenit mai târziu Satana sau împotrivitorul, vrăjmașul aceasta este expresia din ebraică satana, s-a ridicat împotriva creatorului lui. S-a ridicat împotriva părintelui lui. Prima lui obiecțiune a fost aceasta. Nu este nevoie de o lege atâta timp cât ființele inteligente și în special îngerii, slujitorii lui Dumnezeu, curtea regală, ca să spunem așa, sunt ființe fără pată și nu pot greși. De ce este nevoie de acest sistem de operare? Pentru că ei nu aveau legea așa cum o cunoaștem noi astăzi, detaliată în cele 10 porunci. Nu exista așa ceva. Îngerii nu știau de așa ceva. Legea practic locuia în ei. Era ceea ce le dădea lor viață. Exact. Era legământul cel veșnic. Era principiul instalării sistemului de operare divin în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Și aceasta, evident că știau. Evident că erau conștienți că ei sunt conectați la sursa vieții, dar că ei trebuie să facă anumite lucruri nu știau pentru că nu era nevoie. Nu li se impunea nimic. Aveau un sistem de operare pe care îl onorau, pe care îl apreciau și nu mai era absolut nevoie de nimic. Să li se spună tu faci asta, tu asta nu, nu, nu trebuie să faci. Atâta timp cât toată lumea trăiește în neprihănire, și uh, fiecare se interesează de binele celuilalt, nu e nevoie de reguli. În, între oamenii egoiști, dacă doi trăiesc într-o cameră, trebuie neapărat reguli. Că altfel nu se mai înțeleg, se încaieră. Și atunci stabilesc reguli, principii pe care se angajează să le respecte și astfel supraviețuiesc. Într-o lume a neprihănirii nu e nevoie de așa ceva. Și în același timp în, în care toți erau conectați direct la serverul divin. Da. Nu aveau cum să existe probleme. Sigur că da. Și n-au existat. S-a ridicat cineva care a contestat această lege fundamentală a creațiunii. Această regulă, i a spune eu mai bine, pentru că nu era o lege. Era regula, fundamentul după care Dumnezeu producea viață și o menținea. Etern. Și aceasta era prin instalarea sistemului de operare divin în fiecare ființă creată. Prin intermediul lui primeau viață, fericire, bunăstare, accesul la toate uh, capacitățile Universului de deplasare, de comunicare, uh, totul era asigurat prin această interfață la sursa vieții. Da? Aveam un server care oferă toate aceste servicii fără bani și fără plată. Aceasta este legea Universului sau fundamentul creațiunii lui Dumnezeu uh, exprimat de. Uh, sora White este scopul etern al lui Dumnezeu. Aceasta a fost împotriva acestei legi s-a ridicat Satana. Uh, nu putem da o explicație despre motivele ce s-a întâmplat în creierul lui, uh, lucrurile acestea uh, deocamdată sunt uh, departe de noi. Uh, ce am putut vedea din ceea ce s-a întâmplat este aceasta că el a hotărât să Propună îngerilor despărțirea de această sursă a vieții, după principiul acesta este un jug al sclaviei. El a început să insinueze și nu a vrut să se oprească când Dumnezeu a spus că greșește fatal și că lucrurile nu stau așa. A spus îngerilor că, odată ce îndepărtează acest sistem de operare divin, care era Duhul lui Dumnezeu, era Duhul Sfânt acest sistem de operare, ei vor intra într-un proces de evoluție care îi va aduce la nivelul divinității. Adică, din ființe create, vor deveni creatori. Vor deveni egal cu Dumnezeu. El spunea: Odată ce sunteți copiii lui Dumnezeu, nu vi se pare normal să ajungeți ca Dumnezeu? Dar Dumnezeu a pus mâna pe putere, nu dorește ca ceilalți să ajungă la nivelul lui și va pus acest sistem de robie, de sclavie, de control, de supraveghere un sistem de blocare a evoluției voastre. Și voi veți rămâne veșnic la acest nivel de servitori și de sclavi netrebnici. Îți imaginezi ce șoc a produs în mijlocul îngerilor o asemenea descoperire într-un grup de ființe care nu cunoșteau minciuna? Îngerii nu aveau cum să înțeleagă că aici au de-a face cu o păcăleală, cu o minciună, cu o deformare a realităților. Nu aveau sub nicio formă cum să fie pregătiți pentru un asemenea șoc. Pentru că la ei nu existase, așa cum suntem noi obișnuiți, expresii cu dublu sens, prezentarea unor adevăruri pe jumătate spuse ca să obținem un anumit lucru, evitarea adevărului prin expresii cu mai multe sensuri și așa mai departe. Suntem obișnuiți cu genul ăsta de limbaj. Ei nu există așa ceva nu știau că se poate ca cineva să spună o jumătate de adevăr sau un neadevăr cras ca să obțină ceva. A fost o surpriză teribilă. Acesta este și motivul pentru care o foarte mare parte dintre îngeri au trecut de partea lui și s-au lăsat implicați în acest joc. Dumnezeu a intervenit, a făcut tot ce se putea ca să le explice. Dar de acum intervenise ceva atât de curios, atât de tulburător în Toată această comunicare perfectă de până acum, încât declarațiile și vorbele nu mai foloseau. Și Dumnezeu a fost nevoit să accepte calea lungă a demonstrației, pe baza dovezilor, pe termen lung, ca să nu mai fie absolut niciun fel de dubii despre scopul său etern, despre valabilitatea sistemului acesta al părtășiei de natură divină, și, în special, să se vadă consecințele despărțirii de acest sistem Dacă cineva chiar dorește și crede că ar fi bine ca Dumnezeu să producă o astfel de situație în care ființele să existe cumva, să trăiască cumva, dar despărțite de sursa vieții. Și, și inițial, în cer, după ce a avut loc Revolta, Spiritul Profetic spune, afirmă că Dumnezeu s-a că -a întâlnit de foarte multe ori cu Lucifer și cu îngerii care voiau să treacă de partea lor și au avut discuții foarte lungi legate de subiectul ăsta. Deci, practic, el a făcut tot ce era în putință. Le-a arătat și le-a explicat tot ce se putea explica, dar nu mai aveau ecou la urechile lor declarațiile. Acum trebuiau să vadă, să experimenteze. Erau hotărâți că ei vor ajunge ca Dumnezeu dacă se separă de sursa vieții. Cu oferta asta, acest înger revoltat a venit și la prima familie de pe pământ exact cu aceeași declarație. Dacă vă despărțiți de sursa vieții, dacă mâncați din fructul acesta, era metafora, veți ajunge ca Dumnezeu. Nu ne e greu să ne imaginăm că exact lucrul ăsta l-a spus și îngerilor și colegilor lui, prietenilor lui. Acum, ei aveau toate argumentele științifice, să zicem așa, că Lucifer are dreptate era în mijlocul pietrelor scânteitoare și sigila de săvârșirea, Deci știa precis care sunt mecanismele guvernării divine. Nu avea cum să fie cineva dezinformat care uh, fabulează. Și na, nu, nu poți să după așa ceva. Nu. Era acolo în poziția cheie de unde trebuia să știe lucrurile astea. Apoi, odată ce ei nu știau și nu cunoșteau minciuna sau uh, 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 evitarea adevărului, tot ce le spunea satana era adevăr curat. Și uh, îți dai seama uimirea lor când au constatat că Dumnezeu nu spune ce spune satan. Și că a intervenit o falie teribilă între declarațiile lui Dumnezeu și declarațiile conducătorului lor. Da? Uh, a fost agonizant, după părerea mea. Și dacă greu a fost pentru aceștia care au trecut de partea lui Satana, a fost și mai greu pentru cei care au rămas loiali guvernării divine. Pentru că erau permanent acuzați în dezbaterile din cer până să se producă separarea și ei să părăsească poziția lor. Au fost mari dezbateri pe această idee. Cei răzvrătiți îi acuzau pe cei care au rămas loiali lui Dumnezeu că susțin o guvernare nelegitimă și mincinoasă, care împiedică pe ființele create să ajungă la destinul lor înalt divini. Și uh, imaginează-ți ce uh, greu s-au simțit aceștia care nu aveau dovezile că au dreptate. Nu aveau decât declarația lui Dumnezeu contra declarației lui Lucifer. Și din fericire au rămas loiali lui Dumnezeu și după aceea s-au felicitat uh, mult timp și serios pentru decizia pe care au luat-o, pentru că au văzut cum se schimbă caracterul unei ființe deconectate de la sursa vieții? Acestea au fost principalele puncte în dezbatere care au produs uh, Rebeliunea. Lucifer a profitat de această ocazie ca să obțină un loc superior, credea el, pe Muntele Adunării Dumnezeilor, sperând că va fi ca cel prea înalt. El dorea, practic, să forțeze mâna lui Dumnezeu ca, printr-o putere miraculoasă pe care o deține Dumnezeu, clar, să-l facă și pe el creator. El dorea să fie ca cel prea înalt. El să fie la capătul final al tuturor proiectelor, uh, uh, directivelor, deciziilor din univers. Cred că durea mai mult, pentru că el deja era în această poziție. Nu se putea crea o poziție mai înaltă pentru el decât aceasta de a fi în mijlocul pietrelor scânteitoare, sigilând desăvârșirea. Nu exista poziție mai înaltă pentru o ființă creată. Dar el a vrut să depășească această poziție și ceea ce era ascuns în inima lui și la început nici el nu și-a dat seama a fost că, de fapt, în el era dorința de a-l înlocui pe Dumnezeu, de a-l da jos de pe tron și de a se așeza el în acea poziție. El dorea ca Dumnezeu cumva să iasă la pensie, să intre într-o stare de neexistență de dragul lui și să rămână el conducător. Așa cum se întâmplă și astăzi, o vedem în multe familii de pe planeta Pământ, și în multe întreprinderi, și în multe instituții, aceeași bătălie să te dau jos pe tine, să mă așezi eu acolo, să rămână postul vacant pentru mine. Asta este spiritul acela care s-a dezvoltat în cer. Sigur că nu de la început, dar pe măsură ce Dumnezeu îi aduce argumente că nu face bine și că greșește, cu atât mai mult el se încăpățână până când a cerut deschis și uh, fără uh, jenă, deconectarea de la sursa vieții, pentru că el crede că el va ajunge ca Dumnezeu deconectându-se. Cunoștea Lucifer scopul etern al lui Dumnezeu și principiul morții veșnice, numit în scriptură moartea a doua? Cu siguranță le cunoștea. Nu se poate să nu le fi cunoscut, pentru că acestea erau temelia guvernării divine și pe această bază Dumnezeu crea ființe noi pe alte planete. Deci este imposibil de acceptat că el nu cunoștea lucrul ăsta. Eu cred că la început el nu și-a dat seama unde duce lucrul ăsta. Și că la început a avut, să zicem așa, intenții bune. O îmbunătățire a guvernării divine, un statut elevat pentru prietenii lui Îngerii și așa mai departe. Este posibil să fi fost așa până la un anumit punct. Dar el știa precis că deconectarea de la sursa vieții produce moartea a doua. Dacă n-au fost dezbateri și ceilalți îngeri n-au discutat și nu s-a știut despre lucrurile astea, ă, asta putem accepta. Dar că el, fiind în mijlocul pietrelor scânteitoare, cum am zis, adică în mijlocul mașinăriei de pe muntele adunării Dumnezeilor, este imposibil de crezut că el nu știa unde duce despărțirea de sursa vieții, adică moartea a doua. Aceasta era legea Universului pe care satana a călcat-o. Știa lucrul acesta din punct de vedere teoretic, pentru că nu se întâmplase până atunci în Univers. E posibil să se fi gândit că Dumnezeu l-a mințit sau a mințit întregul Univers cu... Nu, el știa că Dumnezeu nu minte. Nu, nu l-a mințit. El a speculat lucrul acesta că este posibilă o îmbunătățire, dar când a fost concret uh, întrebat și de Dumnezeu și de îngeri în ce ar consta această îmbunătățire, a intrat în colț. Nu mai știu ce să spună, că n-ai ce să spui. Ce fel de îmbunătățire să aduci neprihănirii? Ce îmbunătățire să aduci desăvârșirii? Când un lucru este perfect, nu mai poți să l îmbunătățești. Orice încercare îl strică. Și uh, fiind obligat să iasă cu ceva public, a zis asta e problema. Asta ne încurcă. Și imediat a construit fenomenala propunere de univers cu ființe vii, dar neconectate la sursa vieții. Cum era asta posibil, nimeni nu știe. Pentru că sursa vieții dă viața, nu? Nu poți să fii deconectat de la sursă, să... un bec nu poate să artă dacă e deconectat de la sursa de curent electric. Nu are în el viață. Și am spus, Poate la început n-a știut nimic, n-a înțeles, nu a crezut că o să se ajungă aici, sperând că forțează mâna lui Dumnezeu să facă ceea ce spere și dorește el. Dar când a văzut că nu e posibil așa ceva și că Dumnezeu nu acceptă acești termeni de discuție, pentru că nu erau corect, nu, nu, nu erau viabili. Nu pentru că Dumnezeu n-a vrut, nu a fost o încăpățânare a lui Dumnezeu, nu, certul asta și eu nu vreau. Că îmi atacă mie prerogativele. Nu, nu există așa ceva. Ceea ce propunea Satana era o nebunie și o prostie. Pentru că, odată ce te-ai deconectat de la sursa vieții, rezultatul imediat, nedureros, fără niciun fel de afectare a emoțiilor și mai departe, produce inexistența. În acea clipă, o ființă deconectată de la sursa vieții a încetat să mai existe. De aia se numește Moartea A doua. Este un limbaj pentru familia omenească, pentru Pământ în Univers nu există moarte, a doua există doar moarte. Adică o dispariție definitivă pentru totdeauna din care nu există întoarcere. Pe planeta Pământ, expresia moarte se referă la un somn, la o perioadă în care ființa nu mai există, dar ea va fi adusă la viață după aceea. De aceea este numită un somn. Moartea a doua se referă la acest lucru, că acea persoană care moare de această moarte a doua, pentru ea nu mai există întoarcere, nemai fiind informații pe baza cărora să fie adusă la existență. Adică să șterg copiile de siguranță. De aceea, o persoană care a murit de moarte a doua a dispărut pentru totdeauna fără urmă și fără posibilitatea de a mai fi adusă la viață. Ceea ce nu s-a întâmplat. Până la ora asta, nimeni n-a murit de moartea a doua, cu excepția unei singure ființe, mielul etern al lui Dumnezeu, care a trebuit să accepte să-l lovească ceea ce trebuia să-i lovească pe aceștia care s-au deconectat. Dar despre asta cu altă ocazie și cu într-un alt context. Ce dorim să spunem acum este acest lucru, că satana a făcut-o premeditat după ce a fost avertizat că nu duce nicăieri drumul lui. Premeditat s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, forțându-i mâna. El știa foarte bine că dacă o mare parte din îngeri Accepte ceea ce crede el, se va produce o așa revoluție în Univers încât Dumnezeu va fi obligat să accepte termenii lui. Nu a fost decât pentru a-i forța mâna lui Dumnezeu. Nu s-a gândit că Dumnezeu va face o mișcare care îl va costa enorm pentru a oferi acestor ființe posibilitatea să demonstreze la ce fel de slavă superioară ajung ei deconectându-se de sursa vieții și trăind deconectați de sursa vieții. Dumnezeu a făcut o, o intervenție fenomenală creând posibilitatea ca pentru o perioadă aceste ființe să poată trăi, adică să nu cadă în moartea a doua, ca să se demonstreze unde este evoluția asta pe care Dumnezeu o ține mascată și în buzunarul lui fără să o ofere la nimeni. Și era obligat să facă ceva pentru că altfel tot, tot Universul ar fi crezut ca un criminal. Pentru că asta era principiul morții a doua. Și mi se pare un principiu destul de corect, pentru că oferă libertate oricărei ființe, atâta timp cât nu îți convine și nu îți mai place să trăiești în mediul acela, dispari. E. Ești liber să faci ce vrei tu. Da, exact, asta era. Dumnezeu nu a constrâns pe nimeni să trăiască în acest Univers dacă nu-i place. Nu poți să întrebe cineva, vrei să te creezi sau nu. Dar după ce l-ai creat, îi dai posibilitatea să spună da, îmi place sau nu îmi place. Și pentru nu-mi place există această soluție foarte simplă. Solicită deconectarea de la sursa vieții și este ca și când n-ai fost niciodată. Nu ai nicio suferință, nicio durere, nu te condamnă nimeni, nu uh, ești privit cu suspiciune. Ai dreptul să ceri deconectarea de la sursa vieții și să nu mai fii. Aceasta este cea mai frumoasă cale posibilă pentru niște ființe cărora le dai libertatea să aleagă și să evalueze dacă le place să trăiască într-un univers pe baza acestor condiții existente sau nu. Până atunci nu se ridicase nimeni cu astfel de pretenție. Toți erau super fericiți, super încântați. Pentru că uh, trăiau într-o lume liberă în care creativitatea era uh, uh, la dispoziția oricui își aranjau viața așa cum doreau. Nu le plăcea planeta lor, nu le plăceau... Totul se putea schimba. Pe baza puterii creatoare a lui Dumnezeu. El zice și se face. Ei aveau la îndemână această putere. Nu îi împiedica cu nimic Dumnezeu să realizeze un cămin plăcut și fericit pentru ei după gusturile lor. După modul cum văd ei, cum le place lor, cum simt ei. Nu exista așa ceva. Dumnezeu nu a creat roboții. Dumnezeu a creat ființe libere să se bucure de puterile creatoare ale lui Dumnezeu fără bani și fără plată. Iar satan a profitat de lucrul ăsta ca să ridice pe îngeri împotriva lui Dumnezeu, să-i forțeze mâna să accepte cerile lui prostești și nebunești, așa cum s-a dovedit mai târziu. În fața rebeliunii deschise nu existau decât două opțiuni, desfințarea legii sau moartea legiuitorului. Despre ce lege este vorba și cât de justă a fost alegerea guvernării divine? Sigur că nu existau decât două opțiuni. Ce însemna desfințarea legii? Însemna ca Dumnezeu să abandoneze principiul său fundamental de a crea și susține viața în Univers, acesta de a oferi natura sa divină prin Duhul Sfânt ființelor create, care nu aveau viață în ele. Aceasta era singura posibilitate de a ține în viață eternă ființe create, copii produși, creați de Dumnezeu prin puterea sa creatoare. Nu există altă soluție. În momentul în care cineva solicită desfințarea acestei legi și cere totuși ca ființele să trăiască fără ea, nu se putea decât într-un singur fel: ca legiuitorul să moară. Două opțiuni. Ori legiuitorul moare, ori această lege a fundamentului etern al creațiunii este desfințată. Ce se întâmpla? Dacă se desfința legea aceasta fundamentală, ființele respective, toate ființele create, cu excepția creatorilor, mureau pe loc. Nu exista viață. Înceta universul să mai existe. Cealaltă opțiune pe care a și ales-o Dumnezeu și care s-a dovedit justă, deși extrem de costisitoare și de dureroasă. A fost aceasta. Ca cineva egal cu legea, adică unul din creatori, cei care au produs legea aceasta, să acopere groapa morții a doua, ca să spunem așa, e o expresie metaforică, da? Să se așeze în drumul acestei despărțiri ca să producă pentru o perioadă de timp posibilitatea dovezilor. Ca Universul să aibă posibilitatea să vadă în, în cazul acesta excepțional, când Universul a intervenit de această manieră, ființele acestea rămân în viață, iată care sunt rezultatele despărțirii. Dacă așa, în modul acesta extrem de dureros, noi am intervenit să păstrăm totuși viața lor fără ca ei să piară în moartea a doua. Iată care vor fi rezultatele. Și toată această istorie a îngerilor rebeli în frunte cu satana și apoi a familiei umane care l-au urmat, care au, au, trecut de partea rebeliunii, dovedesc zdrobitor că o ființă deconectată de la sursa vieții devine criminală pentru toți ceilalți din jurul ei. Și suferința, boala, moartea și războaiele care se desfășoară și acum pe planeta Pământ, sunt o, o dovadă zdrobitoare că Dumnezeu a avut dreptate, că nu există niciun fel de evoluție și dezvoltare de caracter pentru ființe deconectate de la sursa vieții. Inima devine criminală pentru cei din jur, pentru că este preluată imediat de instinctul de conservare, care este criminal. Decât să sufăr eu sau să mor eu. Mai bine tu și Mortu. Asta face o inimă despărțită de susa vieții, care nu are dragostea agape instalată în ea. Și noi suntem, suntem dovada că asta este realitatea și că Dumnezeu a avut dreptate. Ce se întâmplă pe această planetă și ce se întâmplă în mijlocul îngerilor revoltați, care au devenit niște fiare, care n-au niciun fel de sensibilitate și respect și dragoste pentru ființele pe care le controlează dovedesc fără umbră de îndoială că Dumnezeu a avut dreptate când a spus nu știți în ce vă angajați când plecați pe acest drum. Uh, de, despre moartea legiuitorului, prin care noi înțelegem persoana a doua Dumnezeirii. Foarte multă lume și din biserica noastră consideră că acest lucru este o mare poveste. Uh, dar totuși existența noastră și faptul că suntem aici, nu-i așa? Atestă că cineva a trebuit să moară pentru totdeauna, pentru că altfel nu ar fi existat viață pe pământ, nu, Lucifer și Îngerii nu ar mai fi continuat să existe, de fapt. Dacă nu exista această intervenție atunci când ei s-au deconectat de la sursa vieții, nu mai exista Lucifer, nu mai exista Îngeri și nu mai exista nici familia umană care a fost special creată pentru această mare demonstrație. Ce se întâmpla cu restul Universului? intra în haos. Pentru că îngerii care inițial au rămas loiali lui Dumnezeu s-ar fi îngrozit și s-ar fi ridicat într-o revoltă deschisă împotriva lui Dumnezeu, văzând că toți prietenii lor, colegii lor, oameni din familia lor cu care au trăit uh, perioade lungi de timp în termenii Planetei Pământ, ei trăiau acolo în afara timpului, dar uh, de foarte mult timp după expresiile noastre, dintr-o dată au pierit, au dispărut. Și Satan a avut grijă să le spună, înainte ca el să părăsească poziția pe care o avea, dacă noi pățim ceva, este dovada clară că Dumnezeu ne-a omorât ca să-și mențină prerogativele și nu cumva să ia cineva locul și să ajungă ca el. Și cu această minciună în urechi, Universul întreg ar fi intrat în haos. Și Dumnezeu ar fi trebuit să-i lase pe toți să se deconecteze, că toți ar fi cerut deconectarea asta și nu mai trăia nimeni. Universul întreg se prăbușea în neant, în neexistență. Și Dumnezeu ar fi fost obligat să reia de la început și cu aceleași pericole. <gâng> Dacă oricând se putea ridica după aceea altcineva care să propune exact același lucru și să insiste că acela e drumul corect. Apoi, unii spun, de ce nu l-a omorât Dumnezeu pe satana de la început sau chiar să nu-l creeze? Nu, nu așa se rezolva, nu asta era problema. Pentru că oricând se putea ridica cineva cu exact aceleași pretenții și cu exact aceleași propuneri. Și era contrar principiilor divine oricum. Dumnezeu nu poate să o moare. este dragoste. Evident. Admițând prin absurd că ar fi putut să îi umble lui satana la calculator, da, să-i schimbe doi tranzitori acolo și satana devenea cel mai bun prieten și slujitor supus al lui Dumnezeu. Și un, un sclav, în același timp. Un sclav. Dumnezeu nu face așa ceva, nu poate să facă așa ceva. Și nu e o soluție. Că dacă ar fi fost o soluție, poate în ar fi cerut o astfel de intervenție. Dar nu este o soluție. Soluția a fost aceea scumpă, costisitoare și extrem de dureroasă pentru Dumnezeu, să permită ca una din persoanele creatorilor să intre în inexistență definitivă și pentru totdeauna, să guste moartea a doua pentru totdeauna, ca să obțină un timp de dovezi, de constatări, ca Universul să fie așezat din nou pe o bază corectă, solidă, pe baza dovezilor și nu pe baza declarațiilor imperiale. Aici a fost problema cu, cu îngerii. N-au fost în stare să creadă pe Dumnezeu ei au cerut, ca să zicem așa, indirect, această soluție. Până nu ne convingem că ceea ce ai spus tu este adevărat, nu credem. Și Dumnezeu a zis, bine, am să fac acest pas extrem de dureros. Și uh, Ioan 3,16 cu 16 este cea mai formidabilă dovadă despre aceasta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Universul, nu numai lumea asta a noastră, încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El, adică are încredere și credință în soluția simplă a lui Dumnezeu de a oferi viață în Univers, să nu piară și să aibă viață veșnică. Nu orice fel de viață, viață veșnică. Aici a fost bătălia în cer. Dincolo de metaforele cu pomi, șerpi și săbii de foc, discuția dintre Satana și Eva a fost despre scopul etern al lui Dumnezeu. Care a fost argumentul care a convins-o pe Eva să treacă de partea rebeliunii? Aș putea spune argumentul științific. Eva a văzut ceva și a constatat ceva concret pe baza dovezilor care contrazicea ceea ce știa ea de la Dumnezeu. Dumnezeu le spusese să nu cumva să mâncați din fructul pomului cunoștinței binelui și raului. Acesta este limbajul metaforic. Eu zic acum în conversația asta să trecem dincolo de el și să ne referim la exact obiectele care au fost acolo și nu metafora. Deci am să reformulez. Eva și Adama știu de la Dumnezeu că există o rebeliune Că uh, un heruvim cu o, o mare funcție în Univers s-a răzvrătit, că a tras după el o mulțime de îngeri și că ei propun Universului despărțirea de sursa vieții. Pe baza acestei declarații că despărțirea produce evoluție spre Divinitate. Eva știa lucrurile astea, Adam știa lucrurile acestea. Uh, Adam și Eva nu au fost creați ca niște copii cu creierele goale care trebuie să cumplute în ani și ani de zile prin munca asiduă a părinților și educatorilor. Asta este o mare greșeală. Foarte mulți oameni și închipuie că Dumnezeu a astfel de ființă a creat. Nu, Adam și Eva au fost creați maturi, cu inteligență matură și cu toate informațiile Universului în creierul lor. Pentru că Duhul Sfânt, care este serverul divin, era acolo. Fiind părtași de natură divină, nu aveau nimic de învățat. Ce aveau de Făcut erau să experimenteze viața. Aici nu aveau experiență. Nu aveau uh, detaliile, informațiile, obiceiurile produse de viață. Pentru că nu aveau viață în spatele lor. Dar informațiile toate erau acolo. Adam și Eva nu au fost obligați să stea să învețe tabla înmulțirii. Uh, nu au fost obligați să memoreze uh, tabela lui Mendeleev. Sau să învețe uh, ecuații matematice sau de geometrie. Toate acelea erau în mintea lor, la dispoziția lor, doar să le acceseze când este nevoie. Trebuiau, să, ca să spun așa, să le experimenteze, să le pună în valoare, să folosească ceea ce știu. Sub nicio formă nu erau niște copii idioți care s-au jucat cu chibriturile și au dat foc planetei Pământ. Sub nicio formă. Erau oameni maturi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, fără niciun fel de problemă la acest capitol. Și Dumnezeu le-a spus și le-a arătat situația din univers. Da? Aveau acces la, la, înregistrările video cu evenimentele trecute, știau tot despre această revoltă. Acesta a reprezentat pomul cunoștinței binelui și răului. Oferta lui Satana de a se deconecta de la sursa vieții, să înceapă o nouă guvernare în univers. Și evident că uh, lui satana i s-a interzis să se țină după ei prin uh, grădină sau pe planeta Pământ și să-i bată la cap cu oferta lui. El avea dreptul să le propună această ofertă doar dacă ei doreau să o asculte. Nu era obligat să o asculte. Asta este sensul cuvintelor uh, uh, doar din pomul cunoștinței lui și răului. Restul nu, nicio problemă dacă mâncați din el. Adică, aveți libertatea să vă mișcați pe planeta Pământ pentru că e a voastră? Satana nu are dreptul să vină să vă bată la cap dacă nu doriți să stați de vorbă cu el. Pentru că el se dusese pe toate planetele create, la toate familiile uh, guvernării divine și le propuse această variantă și l-au refuzat. Nimeni n a fost dispus să accepte propunerea fantasmagorică. Ei erau mulțumiți cu ceea ce sunt. Nu doreau să ajungă Dumnezeu. <gânt> și. Cu aceeași propunere a venit și la Eva. Eva a dorit să discute cu el. Și în fața ei, evident, s-a prezentat așa cum era, ca un înger de lumină, ca un heruvim strălucitor, care era, ca să spun așa, vârful creației lui Dumnezeu în ceea ce privește frumusețea, capacitățile, ființa întreagă. Nu se putea ceva mai frumos și mai fascinant. Eva nu era ca el. Și Lucifer i-a spus lucrul ăsta. În primul rând, și-a bătut joc de declarația lui Dumnezeu că veți muri negreșit prin acel cuvânt cu adevărat oare? Acea expresie din limba ebraică este de fapt descrierea unui gest pe care noi îl facem atunci când nu credem ceva sau vrem să bagiocorim ceva. Hmm. Hmm. Adică, hai, lasă-mă! Da? asta, este, asta a făcut el acolo. Hai să fim serioși. Și el a spus, uite, eu să-ți dovedesc că Dumnezeu v-a mințit. Nu este adevărat. Eu am propus că ființele deconectate de la sursa vieții evoluează spre divinitate. Deci, sub nicio formă nu mor, așa cum ți s-a spus ție, da? Eu demonstrez lucrul ăsta cu propria mea ființă. Ți se pare că mort? Nu observ că sunt superiorție și că deci am început să evoluez spre divinitate? Ăsta este viitorul vostru. Pentru asta ați fost creați, să ajungeți ca Dumnezeu. Dar tu ai acceptat minciunea asta din partea lui Dumnezeu și ați fost să o rămâi toată viața o servitoare și o sclavă la acest nivel. Nu o să ajungi niciodată ca Dumnezeu. Pentru că sistemul ăsta de operare divin sau legământul cel veșnic, cum i s-a spus voi, sau Duhul Sfânt, asta vă împiedică să evoluați. Eu l-am dat afară L-am alungat și spunem dacă nu ți se pare că evoluez. Pentru Eva a fost dovada științifică. A văzut cu ochii ei, a pipăit cu mâinile ei. Da? A experimentat lucru. Nu erau simple declarații, vorbe. Ea a experimentat lucru. A văzut că o ființă deconectată de la sursa vieții evoluează spre divinitate. Sau așa i s-a părut ei. Dar Dumnezeu nu le spusese despre moartea acelei de-a doua persoane, a Dumnezeirii? Nu avem detalii dacă le-a spus sau nu. Eu bănuiesc că le-a spus. Eu bănuiesc că le-a spus. Dar Eva a fost fascinată de această pledoarie demonstrată. Și a spus: Risc să merg pe calea asta fără niciun fel de, de dubii. Am dovada că Lucifer are dreptate. El evoluează. Iar noi nu. Și, bineînțeles că. S-a dus și la Adam și i-a oferit această propunere, el ca să nu o piardă, că știe, el știa că o pierde. Dacă, și ca să nu o piardă, a acceptat. Și mi închipui că asta a fost cea mai bună răzbunare a lui Lucifer împotriva lui Dumnezeu, pentru că, practic, de aici a pornit totul. El nu a fost consultat în planul pentru crearea familiei umane. Deci, era în mare vrăjmășie, tocmai cu ființele create de Dumnezeu. Exact. Și acum a zis... O să vezi tu cum îi fac eu, soldații mei, pe aceștia pe care tu i-ai creat, ca să fie o demonstrație despre faptul că tu ai avut dreptate la început. Știm deja că familia umană este de o nouă ordine în Univers, adică diferită de celelalte ființe create de Dumnezeu. În ce constă această nouă ordine? Planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru familia omenească era și el de o nouă ordine. Era un plan nou. Era ceva diferit. Și era ceva făcut tocmai spre a ieși în întâmpinarea acestei uh, uh, revolte pe care satana a produs-o în cer. El dorea să creeze o familie căreia să-i împărtășească într-o anumită manieră capacitatea sa de creațiune, de a produce ființe vii la propria decizie, la momentul când ei doresc să o facă și dacă doresc să o facă. Până acum nu exista în Universul astfel de familie care să producă ființe în acest mod. A fost de o nouă ordine în acest sens, că au fost creat special pentru această intervenție extraordinară în pacea și liniștea universului, ca o demonstrație a scopului etern al lui Dumnezeu cu fiecare ființă creată, de la serafimul luminos și sfânt până la om, și anume că atunci când natura divină se unește cu natura creată, apare o nouă ființă. S-a produs un copil, a apărut un copil. Copilul nu poate avea existență fără natura divină, locuind în el, și nici natura divină nu este mulțumită și bucuroasă fără copii creați de ea. Și atunci Dumnezeu a spus: Haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră în acest sens. să -i oferim capacitatea și puterea de a produce viață atunci când dorește el. Și Adam și Eva au fost creați special ca. Unindu-se într-o legătură de dragoste, să nască copii. Copii ale ființei lor, ca să spunem așa. Și acest proiect pe Satana l-a tulbura foarte mult. L-a nemulțumit, în primul rând, de ce nu este consultat, deși eu nu cred că nu a fost consultat. Eu cred că nemulțumirea lui a constat în faptul că nu are el putere de decizie dacă se face sau nu se face proiectul respectiv. Ori nu era atributul lui să decidă cu drept de veto pe linia asta mergem, pe asta nu mergem. Nu. Dar el era în mijlocul acestor operațiuni. Îngerii puneau în realitate proiectele și hotărârile divine, folosindu-se de puterea divină. Nu Dumnezeu le făcea, iar ei erau simpli spectatori. Nu, nu se întâmpla așa. Prin ei se făceau toate. El a fost tare nemulțumit și a speculat de aici, văzând intenția spre care merge Dumnezeu și cam ce va ieși de aici. A speculat și a continuat cu acuzațiile și în această direcție. Ai pus mâna pe putere, ai pus mâna pe toate cheile la care și noi avem dreptul, pentru că și noi suntem. Membrii acestei familii și lucrăm pentru binele Universului. Nu suntem niște simpli spectatori care să-și primească pensia la sfârșit de lună. Nu. Suntem implicați în această uh, lucrare formidabilă și vrem să avem și noi dreptul la cuvânt. Să spunem dacă suntem de acord să se facă ceva sau nu, dacă suntem de acord și aprobăm proiectele divine și așa mai departe. Și el a introdus în mintea îngerilor această idee că Dumnezeu îi ține departe de lucrurile reale ale Universului și ei sunt cu muncile de jos, ale oamenilor de rând. Ceea ce nu era adevărat și nu va fi adevărat în decursul veșniciei. De aceea Dumnezeu a spus, bun, voi credeți că așa stau lucrurile aici? Uite, am să vă dovedesc pe baza realităților pe care le puteți palpa că lucrurile nu stau așa. Că eu sunt dispus să împart cu voi dacă chiar asta vă doriți. Până atunci nu venise nimeni să spună vreau și eu să creez ființe create. Nu își trecea prin cap așa ceva. Nu era nevoie să facă ei așa ceva. Erau perfect de acord cu sistemul în care funcționează Universul și guvernarea divină. Și Dumnezeu a spus acum, bun, o să facem o familie de o nouă ordine în Univers cu care o să împărtășim acest extraordinar dar al producerii de copii, al producerii vieți. Și Adam și Eva în această idee au fost creați. În acest sens, noi suntem o familie de o nouă ordine în Univers. Produce, au produs, Adam și Eva, popularea planetei cu ființe după uh, uh, genul lor și din rasa lor și așa trebuiau să o facă și așa era bine să o facă, fără să se alipească de rebeliunea lui Satana. Au făcut-o și după, dar cu consecințele devastatoare pe care le vedem astăzi: că acei copii creați de ei sau produși de ei au fost produși în nelegiuire, cum spunea David. În nelegiuire am fost concepuți și, în păcat, m-a zis limba mea, adică despărțiți de Dumnezeu. Din păcate, asta a fost uh, situația de fapt. Dar Dumnezeu nu, așa plănuise. El nu dorise ca primii noștri părinți să se desparte de Dumnezeu și să se alipească de rebeliunea lui satana. Și apoi să ajungă în această situație de moarte și să creeze copii din această stare. Nu aceasta a fost intenția și dorința lui Dumnezeu. Căsătoria dintre Adam și Eva era o demonstrație, o expunere a unui alt gen de unire? S-a petrecut în Eden un eveniment la un alt nivel de percepție care trebuie remarcat și apreciat? Da, pentru că tot ce s-a întâmplat acolo este vital pentru noi astăzi și pentru ceea ce urmează să se întâmple cu familia umană. Este neapărat de înțeles acest lucru și e foarte important. Căsătoria dintre Adam și Eva, unirea lor, legătura lor unul cu altul, era o demonstrație despre scopul etern al lui Dumnezeu cu fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos Sfânt până la om. Și anume că Viața nu rezultă decât din unirea dintre divin și uman sau dintre divin și creat în, cu referire la celelalte familii ale lui Dumnezeu sau cu referire la familia îngerilor. Acest lucru a fost demonstrat masiv în Eden pentru familia omenească și pentru experiența unei generații de la sfârșitul istoriei care va aduce încheierea marii controverse. Acest lucru trebuie neapărat înțeles, corect și apreciat. Dumnezeu ne-a pus în față prin Adam și Eva prin unirea dintre ei, care produce un alt om, o altă ființă, scopul să este cu noi. Ceea ce dorește să facă Dumnezeu cu familia umană, asta căzută în păcat și despărțită de Dumnezeu încă din Eden. Era ca să zicem așa, ca, ca o efigie pe frontispiciul rasei umane care spunea așa, acesta este viitorul vostru. Uitați-vă bine la ce se întâmplă aici, pentru că asta doresc să fac cu voi. Și unirea lui Adam cu Eva, care produce un copil, o nouă ființă inteligentă, este pentru noi dovada că Dumnezeu a acceptat și s-a ținut de cuvânt să aducă dovezile principale în bătălia din Marea Controversă, că scopul său etern acela pe baza căruia au fost creați toți îngerii și toate lumile necăzute, va sta etern la temelia guvernării divine, că nu se poate schimba, că nu se poate altera, că nu poate fi îmbunătățit sau să se găsească o altă variantă. Acesta este ceea ce spune unirea dintre Adam și Eva, practic căsătoria din Eden, ca să spunem așa. De fapt, în Eden a fost o căsătorie în alt sens decât ne imaginăm noi. Și uh, noi asta spunem că serbăm Sabatul reprezintă sfârșitul creațiunii lui Dumnezeu și momentul în care Dumnezeu s-a odihnit de toată munca lui. Uh, eu aș formula altfel. Sfârșitul lucrării lui Dumnezeu în creațiune era definitivarea templului în care Duhul Sfânt să fie instalat. Și când această unire dintre noua ființă creată, omul și divinitate s-a realizat prin această unire, asta este nunta. Asta e căsătoria. Asta sărbăm noi despre ceea ce s-a întâmplat în Eden. Unirea omenescului cu divinul. Aceasta este odihna lui Dumnezeu. Și-a găsit odihnă și pace într-o nouă ființă, într-un nou, într nou gen de rasă umană. Da, oameni partajă natură divină de data aceasta din nou Dumnezeu s-a odihnit în ei și a găsit odihna în ei. Aceasta este expresia. Dumnezeu nu obosește, nu avea nevoie de o odihnă de genul ăsta, a muncit și acum... Nu, expresia este, s-a instalat sistemul de operare divin în ființe noi, proaspăt create. Aceasta este nunta din Eden, nu căsătoria dintre Adam și Eva, pe care o serbează toate cuplurile care ajung în fața altarului la căsătorie preoții, pastorii, asta spun, fac o referire între ce se întâmplă aici cu ce s-a întâmplat în Eden, cu căsătoria dintre Adam și Eva. Nu, ce se întâmplă aici, la nunta dintre oamenii de astăzi, este o oglindă despre ce s-a întâmplat între Dumnezeu și umanitate. Aceea este nunta, aceea este căsătoria reală și importantă care s-a produs în Eden și care contează pentru noi cei din generația aceasta. când s-a adresat șarpelui cel vechi, Dumnezeu spune că a pus vrăjmășie între el și sămânța femeii, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Despre ce vrăjmășie este vorba aici și cine este sămânța femeii? Da, această făgăduință este foarte importantă pentru o generație care va înțelege taina evlaviei și scopul lui Dumnezeu în creațiune. Și este bine de clarificat de acum despre cine este vorba aici. Sigur, este limbajul metaforic, sămânța femeii. Nu se referă la sămânță în sensul acesta al producerii de copii. Este clar că Domnul vrea să spună aici, cineva din familia umană, din rasa umană, îți va zdrobi capul. Sau rasa umană, printr-un reprezentant al ei, sau prin mai mulți reprezentanți ai ei, îți vor zdrobi capul. Eu nu voi interveni cu nimic. Este o vrășmășie între rasa umană și uh, grupul vostru de îngeri revoltați? Între tine, spune Satana, ca fiind reprezentantul îngerilor, da? Îi implica pe toți aici. Nu era vorba doar de el personal. Este o vrăjmășie între tine și rasa umană pe baza acestor considerente. Spunem noi astăzi, încercăm să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să spună. I-ai mințit și vine o zi când vor pricepe. Și când vor pricepe că i-ai mințit, îți vor zdrobi capul. Și acum hai să uh, vedem pe baza uh, tuturor informațiilor pe care le avem din Scriptură și din Spiritul Profetic în ce fel semânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Noi permanent am crezut și credem și astăzi că aici Domnul vorbea despre omul Iisus Hristos, despre Mesia, despre Cel despre uh, acel copil despre care vorbește Isaia, Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domnul Păcii. Pentru că el a fost primul templu de la Adam în care s-a realizat unirea. Este evident că Domnul se referea la această apariție deosebită și spectaculoasă în rasa umană, în familia omenească. Pentru prima oară de la căderea lui Adam, s-a născut cineva pe planeta Pământ, părtaș de natură divină, așa cum trebuiau să rămână Adam și Eva. Și el a fost primul care l-a demascat pe Satan ca fiind vrășmașul locuitorilor acestei planete și al rasei umane. Pentru prima oară a fost o demascare, fără niciun fel de dubiu, că cine este stăpânitorul acestei lumi nu este Dumnezeu, ci altcineva. Omul Iisus Hristos, prin viața lui, prin declarațiile lui. A spus omenirii cu glas de trâmbiță acest lucru. Există un vrăjmaș de moarte, diavolul și satana l-a numit pe nume, care urmărește distrugerea acestei rase umane. Și singura voastră soluție este să acceptați oferta lui Dumnezeu de a vă reconecta la sursa vieții. Altfel veți sfârși distruși până la ultima ființă. De acest stăpânitor aspru care a pus stăpânire pe planeta Pământ și o controlează. Domnul Hristos a avut și primul contact cu el, atunci când l-a dus în pustie și l-a lăsat fără mâncare, în care Satana s-a prezentat ca fiind, într-adevăr, conducătorul acestei lumi. Deci nu există niciun fel de dubii. Iar Domnul Hristos nu i-a spus, nu e adevărat, tu nu ești conducătorul acestei lumi. Domnul Hristos știa foarte bine că El este administratorul numărul 1. Numai că lucrează din umbră. Stătea în spate ca să poată să manipuleze, să mintă, să înșele. Dar El hotăra ce se face pe planeta Pământ, nu Dumnezeu. De asta Dumnezeu a acceptat și Domnul Hristos a folosit această expresie, vine stăpânitorul lumii acesteia. A recunoscut că Adam a predat autoritatea administrației în mâna acestui înger rebel și nu se mai poate face nimic din situația asta. Planeta Pământ urmează să fie administrată după principiile pomului cunoștinței binelui și răului. Adică să găsim soluții și metode să ne descurcăm fără capacitățile pomului vieții. Fără uh, puterea lui Dumnezeu la dispoziția noastră. Și omenirea a plecat pe această cale. A, uh, hai să construim căruță, hai să înhămăm caii la ea, să ne ajutăm la transport și apoi din ce în ce mai mult au găsit soluții pentru tot ceea ce nu aveau prin plecarea naturii divine din ființa umană. Și Iisus a afirmat de foarte multe ori în Scriptură că El și Conducătorul Lumii acesteia nu au absolut nimic în comun pentru că era diferență ca de la păcat la neprihănire. Exact, exact. Nu exista niciun fel de legătură și asta l-a și omorât pe omul Iisus Hristos nu a dorit să se plece în fața autorității administratorului Planetei Pământ. El spunea, pe planeta asta eu hotărăsc ce se vorbește, ce se face și cum se acționează. Te unești cu mine, îți dau ție toată puterea. Nu te unești cu mine, te omor. N-ai ce să pe planeta mea. Îmi faci probleme și eu nu permit existența pe planeta mea a unor astfel de dizidenți ca tine. Și evident că l-a omorât. Însă este și un sens mai larg al acestei expresii semânța femeii. Pentru că el are o realizare în viitor care ne ajută să acceptăm și această extindere a expresiei. Rasa umană sau urmașii Evei, că asta este rasa umană, ea este mama familiei pământene, urmașii ei, îl vor omorî realmente pe Satan. Nu numai că îl vor demasca și mulți oameni vor scăpa din vrăjitoria aceasta, dar îl vor omorî pur și simplu. Este evenimentul de la uh, sfârșitul mileniului, de, deci de după mileniu, când, din nou, toți locuitorii planetei Pământ sunt înviați. Uh, Dumnezeu coboară împreună cu locuitorii planetei Pământ care au fost luați la cer la revenirea lui Hristos și Dumnezeu proiectează acum. Întreaga istorie a rebeliunii lui Satana, personificată la cazul fiecăruia, dar și la modul general, ceea ce nu a implicat neapărat un individ, ca să nu existe niciun fel de dubiu despre maniera în care a acționat Dumnezeu în toată această perioadă și cine a produs pe planeta Pământ neînțelegerile, suspiciunea, războaiele, crimele, toată nebunia care se întâmplă aici. Și este o, un film al întregii perioade care va convinge fără tăgadă pe oricine că Dumnezeu nu are nicio vină în tot ceea ce s-a întâmplat și că toată responsabilitatea stă pe capul acestei persoane pe care ei nici măcar nu au crezut că există și că are vreun rost și vreo treabă pe planeta Pământ. Și va fi omorât fix de cei pe care el i-a omăgit. Da, exact, asta se spune, că ei se ridică împotriva lui și se nimicesc cu unii pe alții. Pentru că ei se înarmaseră în această perioadă până să apară Cetatea Sfântă, după ce au fost înviați. Pentru că el le-a spus: Asta e planeta mea, eu sunt prințul acestei lumi, ai și public de acum, îl vedeau toți că e superior, că e altă ființă, și uh, extraterestreștii vin, vin să ne ia planeta și să ne omoare. Și evident că omenirea s-a angajat într-un uh, program de înarmare până în dinți și nu cu jucării, așa cum au acum. Cu arme sofisticate care să fie potrivite pentru extraterestrii respectivi. Pentru că satana știa foarte bine cu cine are de-a face și ce se întâmplă. Spera în nebunia lui și în prostia lui că se vor opune revenirii cetății sfinte și a locuitorilor ei pe planeta Pământ. Dar Păcatul produce nebunie la scară mare, indiferent cât de informat sau cult ești. Și asta este dovada. Iar ei atunci cu aceste arme se încaieră unii pe alții văzând că au fost minți și păcăliți. Și realmente îl vor zdrobi pe, pe satana membrii familiei umane. Nu va fi niciun fel de intervenție extraterestră. Dar uh, vreau să revin la acest, uh, acest aspect cu semânța femeii. Pentru că este important în toate episoadele pe care noi le vom trata de acum încolo. Domnul propune omenirii și îi așează în față standardul după care el va recrea rasa umană. Și în această făgăduință că va exista o sămânță a femeii care va zdrobi capul șarpelui, este promisiunea cu jurământ a lui Dumnezeu că el nu va lăsa familia omenească în ghearele lui satană și că printr-o intervenție neinvazivă, adică fără să tulbure pe vreunul din locuitorii planetei, sau pe vreunul din îngerii unis cu satana sau pe satana personal. Deci printr-o intervenție care nu va produce niciun fel de tulburare fizică sau mentală uh, locuitorilor familiei umane, el va recrea a doua rasă umană, să zicem așa, familia omenească numărul 2 sau rasa umană numărul 2, producând un copil din mijlocul acestei familii, de exact după expresia lui Moise, nu este repetată aici în Eden, dar Moise o folosește și ar trebui să fie un mare semnal de alarmă pentru toți cei care discută despre cine a fost omul Iisus Hristos. Domnul îi spusese lui Moise așa, voi ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, de el să ascultați. Spunea Moise că i-a spus domnul, iată ce voi face. Și în omul Iisus Hristos exact acest lucru s-a întâmplat s-a ridicat din mijlocul familiei umane, din rasa umană, o persoană unită cu divinitate. Aceasta este sămânța femeii în prim plan. Și Domnul din Eden a avut grijă să avertizeze familia omenească că va veni un moment când din mijlocul lor, dintre frații lor, se va ridica cineva care va expune minciuna și înșelătoria lui satană de pe planeta Pământ și în același timp va veni demonstrativ cu soluția lui Dumnezeu de a vindeca familia umană. Voi scrie legile și poruncile mele în mintea și inima lor. Și astfel, prin demonstrația aceasta într-o primă persoană, cei care vor urma după el, dacă vor dori același lucru, să, să poată fi realizabil acest lucru în ei. Exact. Și nu contează Dumnezeu doar pe o foarte puternică credința lor. Pentru credința lor, Dumnezeu a pus o temelie le-a pus în față un membru al familiei umane care a trăit în neprihănire. Adică ei nu pot să spună, știi, mergem așa la întâmplare, o fi, o fi, dar hai, că mai mult ne încredem în Dumnezeu decât în nebunia pe care am trăit-o pe planeta Pământ. Hai să mergem, hai să vedem ce e și. Nu știm ce e dar vedem ce e Nu. Domnul ne-a așezat un exemplu în față ca să vedem ce o ieși când el scrie legea lui în mintea și inima noastră. Și uitându-ne la omul Iisus Hristos, ne hotărâm dacă ne place sau nu ne place. Acceptăm sau nu acceptăm această reconectare. Și nu avem cum să spunem, nu înțelegem, nu știm ce a făcut. Viața lui este descrisă cu cele mai mici amănunte. Despre felul cum a trăit, cum a vorbit, cum s-a lăsat omorât ca un miel pe care îl duci la tăiere. Neprihănirea într-o Realizarea legii fără pată. Or, asta dorește omenirea. Și asta așteaptă, de, de ce este numit Hristos dorința neamurilor. În străfundul inimii noastre există o dorință disperată după această neprihănire și desăvârșire care să ne permită să trăim în liniște și pace pe planeta Pământ. Dar nu este, pentru că ea nu a fost scrisă în noi. Omul Iisus Hristos este dovada că Dumnezeu, când a promis acest lucru, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, S-a ținut de cuvânt în omul Iisus Hristos, iar noi astăzi îl avem în față. Iată ce vom ajunge când Domnul va repara și în noi ceea ce a reparat în omul Iisus Hristos. În acest context, era neapărat necesar ca cel ce urma să zdrobească capul șarpelui să fie din familia umană, din spermatosul lui David, nici de cum dintr-o familie de heruvim sau serafim. No, evident, evident. Dumnezeu, în momentul când satana a ales drumul acesta, S-a angajat că nu o să-i bage niciun fel de bețe în roate. Că nu va lucra în spatele lui să-i strice proiectele, planurile, intențiile și demonstrațiile. De aceea a fost lăsat cu mână liberă pe planeta Pământ să demonstreze că el poate crea o civilizație prosperă și viabilă care evoluează către divinitate. Și de aici avem și teoria evoluției. Asta este propunerea lui satană prin pomul cunoștinței binelui și răului. Veți crește, vă veți dezvolta, nu aveți nevoie de niciun Dumnezeu. Nu aveți nevoie de nimeni. Puterea este în voi. Veți ajunge ca Dumnezeu, stați liniștiți. Aveți răbdare. Și omenirea are răbdare de șase mii de ani și vede că în loc să crească, scade. În loc să ajungem la prosperitate, ne încăierăm mai rău. Omenirea astăzi este -un, la un așa grad de suspiciune, încăierare, teamă și moarte, cum n-a fost niciodată în istoria ei. Nu a fost perioadă mai cruntă de, de teamă și teroare decât avem astăzi pe planeta Pământ. De ce? Pentru că am întors spatele lui Dumnezeu și continuăm să ne lăsăm păcăliți de aceast, acest miraj al unei lumi viitoare și frumoase când observăm că realitatea strigă la noi cât se poate de tare, că vă duceți în prăpastie și cădeți în groapa din care nu veți mai ieși niciodată și doar bunătatea lui Dumnezeu mai menține cât decât un, un echilibru pe planeta asta. Exact, exact, este protecția harului și a celor patrungeri din Apocalipsa 7, care mai țin planeta asta să nu se uh, prăbușească pentru totdeauna și final. Dar nici asta nu va dura foarte mult. Deci reiau această idee, nu se putea ca intervenția pentru rezolvarea problemelor familiei umane să vină din altă parte decât din familia umană. Nu se putea cineva veni din cer să se infiltreze în familia umană, să o vindece. Nu era după, rege, după lege, după reguli. Era împotriva adevărului și dreptății. Pentru că, de ce spun asta? Nu poți demonstra familiei umane că se poate trăi în ascultare de Dumnezeu conectat la sursa vieții, dacă tu ești divin și nu poți păcătui dacă omul Iisus Hristos este Dumnezeu venit într-un trup, e foarte normal și firesc să nu păcătuiască. Ce minune este ca Dumnezeu să nu păcătuiască. Jones repeta obsesiv lucrul ăsta după Minneapolis. Nu este nicio taină și nicio minune ca Dumnezeu să trăiască în neprihănire, să nu păcătuiască. Nu este, e starea lui naturală, e ființa lui asta în neprihănire. Nu are cum să fie în nelegiuire. Ceea ce trebuia demonstrat omenirii era că familia omenească, atunci când este unită cu divinitatea, poate trăi în ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Și exact acest lucru s-a întâmplat. Nu a venit o ființă extraterestră care să se prefacă a fi om și a demonstra oamenilor, uite, o trăiesc fără păcat. Era o minciună și nu folosea la nimic. Pentru că omul spunea, așa cum și spun unii astăzi care cred lucrul ăsta, Păi da, Isus a fost divin Dumnezeu și de-aia a, a trăit fără păcat. Eu nu sunt și nu pot. Și astfel refuză soluția lui Dumnezeu de a scrie legea și poruncile lui în mintea și inima lor. Și nu vor putea participa la nunta mielului din această cauză și din această credință greșită. Că cineva din altă parte a venit în mijlocul familiei umane și această persoană este omul Isus Hristos. Nu ajută cu nimic și nu folosește la nimic. Divinitatea nu păcătuiește, nu este nicio ispravă în asta. Ispravă este când omul păcătos, după 4.000 de ani de păcat și de generare, instalat Duhul Sfânt în el, trăiește fără păcat în fața oamenilor sub cele mai grele tensiuni și amenințări și acuzații, până la amenințarea cu moarte. Hristos nu a păcătuit în fața oricărei încercări la care a fost supus. A rămas loial Divinității și asta este pentru noi temelia pe baza căreia, prin credință, acceptăm și noi ca Domnul să rescrie și să refacă în mintea și inima noastră scopul său etern. El a fost un membru al familiei umane, cu identitate umană, cu, cu genetică umană. Pavel spune foarte clar că el a fost ridicat din spermatosul lui David. Nu a fost din alt spermatos din alt ADN, a fost din acesta al familiei umane, al planetei Pământ. Prin urmare, ă, Isaia a avut dreptate când a redat corect cuvintele Domnului, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Nu ni s-a născut copilul ăsta, nu e copilul altora. Nu este un copil venit din alte părți. Este copil al familiei umane, din sămânța lui David după trup, cum spunea Moise, un proroc ca mine, din mijlocul tău, dintre frații tăi. Omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos. De aceea, el permanent s-a numit fiul omului. I-a plăcut permanent acest nume. Sigur că el se putea identifica cu natura divină, că tatăl lui în el. Și putea să spună foarte clar, eu și tatăl luna suntem. Nu era greșit în ceea ce spune el. Dar identitatea, personalitatea și voința lui erau umane, de aceea, în grădina Ghetsemani, el a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dacă era divin, nu existau două voințe acolo în el. Exista numai una, aia divină. Iar corpul, corpul nu avea o voință. Corpul e un corp uman care nu știe nimic. Mintea este totul. E bun, Iisus Hristos avea o voință deosebită de-a Tatălui, dar pe care a supus-o Tatălui. El a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Deci eu hotărăsc, eu ca ființă, ca membru al familiei umane, hotărăsc că accept să mi se întâmple exact ceea ce crezi tu că e bine să mi se întâmple, pentru că înțeleg că planurile tale sunt net superioare planurilor oamenilor sau ale mele. Și doresc și iubesc legea ta scrisă în mijloc, în inima mea, în străfundul inimii mele, și mă supun proiectelor pe care tu le vezi necesare pentru timpul nostru. Și acum noi acceptăm că planul a fost corect, Dumnezeu a hotărât să se retragă, că el să moară de pe cruce, ca să dea satisfacție acestor oameni care nu credeau că sunt stare și capabili și doritori să-l omoare pe Dumnezeu. Și s-a întâmplat și au fost lăsați. Deci, acest copil, care s-a născut familie umane, nu vine din alte părți. Este membru al familiei umane și, dacă el spunea deseori, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, autorii Evanghelilor au avut grijă să ne arate, pe ce filieră este Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Și în genealogie, exact scara asta. Iisus a fost Fiul lui Cutare, Fiul lui Cutare, Fiul lui Cutare, Fiul lui Adam, Fiul lui Dumnezeu. Deci este clar că provine din sămânța femeii. Și este sămânța femeii în cel mai pur sens al cuvântului.